să începem cu berbecuțul. Posibile provocări pentru voi, obstacole care nu se dau depășite cu una, cu două, situații ce necesită sânge rece, înțelepciune și răbdare, pe de altă parte. Însă, efortul și acțiunea ale voastre, de cine știe când, vă pot aduce acum recunoaștere profesională sau o ofertă de muncă tentantă. Taur, ar putea apărea elementele esențiale care să vă ajute să faceți lumină într-o chestiune de natură morală sau chiar juridică. Revine în atenția voastră o oportunitate profesională sau o de studii legată de străinătate, primiți și rezultatul unei evaluări sau testări. Gemeni, cheltuieli, investiții, plăți. Vă gândiți poate să faceți acum un efort financiar semnificativ ca să scăpați de o grijă sau să vă ușurați considerabil o situație, să închideți un credit. Copiii par să fie în centrul atenției acum și nimic nu vi se pare prea mult sau prea greu pentru viitorul lor. Ajungem și la RAC, posibil să se atingă un punct de vârf al unor neînțelegeri de această dată, urmat însă de niște lămuriri și chiar de o împăcare. Ați putea ajunge acum la termenii financiari doriți într-o tranzacție financiară și vă veți grăbi apoi să perfectați actele. Leu, wow! Mereu. Ești leu, Mariane? El este săgetător, în fine, nu contează, eu sunt leu. Poate că ajungeți la capătul răbdării și nu mai tolerați dezordinea sau neclaritatea unei situații. Oricum, se pare că vă puneți pe treabă și veți putea face minuni în câteva zile. Veți constata poate cât de importante sunt niște recomandări medicale, aoleu, pe care le-o fi ignorat în ultimul timp. Da. Ajungem și la fecioară. După o perioadă mai cenușie, pare că se schimbă în bine ceva în interiorul vostru. Vă regăsiți tonusul, energia, simțul umorului și pofta de viață. Ați putea descoperi cu surprindere și cu bucurie un talent al copilului vostru și vă propuneți să îl îndrumați, să îl susțineți. Balanță, băi balanță, ia fii atentă ce vreau să spun. Vă grăbiți, ați vrea să intrați în linie dreaptă cu amenajări sau reparații în locuință, chiar dacă mai schimbați pe aici pe acolo din planurile inițiale. Ați putea afla ceva semnificativ din istoricul familiei voastre și ar fi un motiv de mândrie pentru voi sau un drum de urmat. Frica mea de mică e să nu fiu adoptată. Sper să nu am. Eu nu cred că e periculos, nu te faci, am văzut pe mama ta semnați ca două picături. Cu tatăl la fel, deci e clar, e da? Ce trebuie. Mulțumesc tare mult, deci gata, am scăpat de o grijă. Ajungem și la Scorpion. Grabă, nerăbdare, dorința de acțiune. Le veți ține însă sub control, vă organizați ca la carte și vă veți mira poate de rezultatele obținute. Abundență de informații în aceste zile. Veți putea constata că unele se contrazic, astfel că ar fi bine să așteptați și niște confirmări. Săgetător, Mariane, fii atent aici. Posibil să observați ameliorări în situația financiară în aceste zile, recuperând niște sume care au fost reținute nejustificat sau chiar primind un bonus, o recompensă. Și poate că vă hotărâți să fiți mai atenți o perioadă cu cheltuielile, astfel încât să vă ajungă și pentru chestiuni importante, Marian. Marian, să știi că noi te iubim și atunci când primești banii, suntem alături de tine. Da, și o să se remedieze situația financiară. Ai pus-o. Ajungem și la Capricorn, o zi destul de aglomerată, ochii, urechile și gândurile multor se îndreaptă spre voi acum. Posibilă ofertă de muncă, cel puțin invitație să vă întâlniți pentru interviul final, acolo unde veți pune la punct detalii, responsabilități și potențiale recompense. Vărsător, noutăți din trecut. Veți afla în ce măsură s-a rezolvat o situație sau dacă mai aveți câțiva pași de făcut ca să scăpați de o grijă. Sunteți mai degrabă absorbiți de gândurile și de preocupările voastre. În acest caz, există riscul să pierdeți o idee, o nuanță, o propunere abia schițată. Și bineînțeles că am ajuns și la ultima zodie. Pești, posibile întreruperi într-o activitate asupra căreia vă concentrați. Telefoane, salutări, ar vrea cineva să vă revedeți ca în vremurile bune. Poate că abia acum încep să vină și roadele financiare ale unei afaceri sau ale unui proiect și veți avea mult mai multă tragere de inimă. Wow, le spunem la mulți ani și tuturor celor care sărbătoresc astăzi ziua de naștere. Uhu, și avem